Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Să te înscrii la FEI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Te-ai săturat să visezi cu ochii deschiși? Zboară direct de la aeroportul Iași. La Paris, să vezi cele mai frumoase muzee. Sau la Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștepți să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici de celelalte 8 destinații externe directe, pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Suntem cu toții diferiți, însă reducerile ne plac tuturor. Vă așteptăm la Reflex, unde vei plăti numai jumătate din prețul inițial la îmbrăcămintea și încălțămintea de sezon. Nu ratați ocazia! Reflex, o garderobă de succes de calitate garantată. Să te înscrii la FEI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Trece și nimeni nu rezolvă problema cu care se confruntă de ani de zile o parte din locuitorii din suburbia unde locuiește actualul edil al municipiului. Chiar dacă Actualitatea TV a atras atenția încă din anul 2012 că traversarea căii ferate reprezintă un real pericol, nici până acum nu a fost luată vreo măsură. Astăzi ne-am întors în zonă pentru a vedea încă o dată la ce riscuri se supun copiii, tinerii sau bătrânii care trec printre șinele de cale ferată. Din păcate, nimic nu s-a schimbat, iar cei cu care am vorbit și-au expus opiniile. Declarații unor copii nevoiți să se expună riscului sunt sfâșietoare. Ei simt zilnic că li se poate întâmpla un accident ce poate avea urmări tragice. Același sentiment este cu siguranță trăit și de părinții lor care sunt nevoiți să-i aștepte cu frica în sân când se întorc de la ore. Până când? Nu,
funcționat, îl cunoaștem, asta este cândva, nu a funcționat, de când în momentul când eram aici la școală generală, s-a făcut pasarelul. A dat în primărie sau și mâna aici. Dar se fac copii, merg la școală, dumneavoastră sunt ați obișnuit. E adevărat, nu mă refer numai la mine. Este periculos? Nu, este periculos. Trebuie să însoțim copiii, să-i aducem, să-i asigurăm. Și ca să meargă pe la bariere e distanță mare. E ceva normal, dar vă dați seama că ar fi vorba de aproape o oră de mers. Pentru un copil să încojoare atât de la școală. Care ar fi soluția pentru ca zona să nu mai fie atât de expusă pericolelor? Pasaj subteran sau, eu știu, ceea ce nu se mai vesești niciodată, pentru că suntem... Ceva mai realist, mai realizabil. Realist, cred că ar fi mai indicat să investească și să repacă înapoi în pasarela asta și ar fi mai în siguranță, că omul ar fi conștient că se spune pericol. Sunt bătrâni, sunt așa, s-a întâmplat foarte multe accidente. Ziua ne asigurăm, dar noaptea nu-i sigur. Vă toate de la școală? Da, nu-i prea sigur. E periculos? Da, cam periculos. Reamintim faptul că în anul 2014 un bărbat ce venea spre oraș a fost accidentat mortal de un tren tocmai în acea zonă. Imediat după tragicul accident, primarul Dumitru Pantazi a promis că va lua măsuri pentru a redeschide pasarela, însă a uitat. Interpelat pe acest subiect la prezentarea bugetului din luna februarie, primarul Dumitru Pantazi s-a scuzat că pasarela se află în proprietarea CFR și de asta nu se poate interveni. Am ridicat o problemă începând cu anul 2012. Și cred că vă este în atenția dumneavoastră, deoarece totdeauna când veniți din muncă, cei drept cu mașina, o întâlniți. Este vorba despre pasarela pietonală de la poarta 2 a uzinei către oraș. A fost un accident feroviar, a murit un om care s-a dus la muncă dimineața, ghinionul lui nou. Și dumneavoastră ați promis că veți afla în administrarea cui este acea pasarelă. Au trecut de atunci, cred că domnule primar, 3 ani de zile. Nu am văzut-o nici pe aceasta pusă în buget și nici pe lista de investiții. Cu toate acestea, cu stoicism, mizăm că suntem în plin an electoral și mai vociferăm încă o dată găsirea unei soluții pentru zecile de luncași, printre care și elevi care merg pe această zonă cu risc aproape zilnic. News Pașcan și Actualitatea TV va continua campania pentru redeschiderea pasarelei. Primarul municipiului Pașcani a demonstrat încă o dată ura pe care o poartă jurnaliștilor de la Actualitatea TV. În loc să fie preocupat să rezolve problema cu care s-a prezentat la audiențe două femei din zona Vale, acesta a început să vorbească de cu totul alte probleme doar pentru a critica jurnaliștii de la postul nostru de televiziune. Două persoane din blocul B29 scara A de pe strada Ceferiștilor s-au prezentat la audiențe pentru a solicita sprijin în clarificarea unor probleme în ceea ce privește o pierdere de apă de pe instalația blocului. Femeile au povestit primarului faptul că blocul riscă să fie debranșat de la apa potabilă, atât din cauza rău platnicilor, cât și a faptului că există o pierdere în subsolul scării B. În acest sens, există și un proces verbal semnat de una din ele și un reprezentant al RAGCL Pașcani, în care se constată această defecțiune. Mai exact, în bloc sunt 8 apartamente la care proprietarii sunt plecați din țară și alte 6 în care proprietarii nu au achitat debitele. Edilul local a devenit brusc săritor. A pus mâna pe telefon și a sunat la sediul operatorului de peste drumul de primărie. Păi, uitați, eu am în audiență și nu este indiferent. Deci, eu l-am rugat pe Toma să analizeze problema și încerce să găsească soluții de rezolvare. Văd că mă pasați acum la mărâșița tehnic. Tehnicul trebuie să pună control, nu trebuie să pună control. Bun, e instalația, deci noi, eu înțeleg că... Păi, deci branșamentul este la distanță de cât? De acolo, de 50 de metri, mai mult de 50 de metri și traversează și un bloc acolo. Păi cum să urmărească oamenii din scara B, să urmărească apometrul ajuns din scara A? Deci apometrul e în scara A și ei folosesc apă în scara B. Și traversează pe sub bloc și pe o suprafață de teren mult mai mare, care e betonată, deci branșamentul e făcut pe sub beton. De unde? E Samantha ca să verifice terenul acolo. Deci l-am rugat pe Toma să găsească soluții. Vreau să vă informați-vă și aștept un telefon. Dacă... Ulterior a devenit brusc agitat și a început să acuze Actualitatea TV că susține interesele fostului operator PSA Pașcani, deși subiectul cu care cele două femei s-au prezentat la audiențe nu avea nicio legătură cu aceasta. Reacția aceasta și ura care ne-am...
o avem de la cei care nu au plătit. Alimentată și de domnii ăștia care îi vedeți aici, uitați-o. Alimentată și de dânșii. Că ei fac politică, doar ei nu fac presă, fac politică. Cum care îi vedeți? Fac politică, nu presă. Spune, doamne, deci alimentat și de dânșii. 5.000 de debitori. 5.000 avea presia au, 5.000 de debitori. Și acești domni îi speră, îi susține. Vorbim pe marginea acestui subiect cu editorul Actualitatea TV și site-ul newspașcan.com, Răzvan Grecu. Bună seara, Răzvan! Bună seara, Teona! Bună seara, telespectatorilor tăi! Mă scuzați, sunt obosit și sunt cumva foarte supărat pe atitudinea primarului Dumitru Pantazi. Nu este normal ca un edil să se certe cu presa, mai ales că în presa nu este un decident local, ci primarul și Consiliul Local. Actualitatea TV transmite pe această cale primarului Dumitru Pantazi să fie mult mai mult interesat de problemele pășcănenilor. În cele câteva luni de mandat care au rămas, să rezolve problema pășcănenilor cu apa potabilă, care îi chinuie pe aceștia de foarte mult vreme. Îi sugerăm edilului șef să se spele pe cap cu apa vital, după cum le-a urat și el celor de la blocul G1 de pe strada Grădiniței, anul trecut, când au rămas fără apă, deconectați fiind de la aceste servicii, în mod abuziv, după părerea noastră, și a lui, la acea vreme, de către apa vitală. Ceea ce Actualitatea TV a susținut încă din anul 2014 până în prezent a fost încheierea contractelor individuale, urmate de o facturare individuală, așa cum este normal, pentru toți consumatorii din condomenii. Nu să prezinte primarul opinii și soluții populiste, ceea ce a făcut de 2 ani și până acum. Exact ceea ce am susținut noi, și anume că din cauza unor rău platnici, apa va fi sistată în condominii de către operatorul Eșan, exact cu această problemă au venit cetățenii în audiența astăzi. Nu văd cum Actualitatea TV este vinovată și domnul primar începe să se asemene foarte mult cu fostul președinte Traian Băsescu, care indica cetățenilor să nu se mai uite la Antena 3, că nu știu ce și nu știu cum. La fel a avut și atitudinea domnia sa, domnul primar Dumitru Pantazi, astăzi gesticula, ai văzut, o căuta pe colega noastră Emma cu mâna, arăta înspre cameraman. Nu știu, cred personal că domnul primar nu este obișnuit cu orele matinale să vină la serviciu și vorba populară, cred că s-a trezit cumva cu fața la cearșaf. Putem afirma că mass media este a patra putere în stat și imaginea pe care aceasta o creează, realitatea pe care nu o distorsionează, încrețește drumul celor care vor să ajungă la putere? Da, mass media este într-adevăr câinele democrației, cum a fost denumit foarte, foarte corect de-a lungul timpului. Nu știu dacă suntem neapărat o putere, însă pot afirma cu tărie că suntem un serviciu public. Chiar dacă, ca și societate, avem un capital privat, totuși prestăm gratuit pentru cetățeni, și anume să culegem informații și să le aducem în fața acestora, indiferent că îi convine primarului actual sau viitorului primar sau aleșilor politicienilor, ceea ce arătăm aici. Altfel, dacă nu am face acest lucru, înseamnă că ne-am eșuat în datoria noastră de jurnaliști și, cum să spun eu, nu am mai fi a patra putere, ci am fi doar în slujba puterii. Perfect. Politice. Mulțumesc mult pentru intervenție. 20 sticle de băuturi scumpe și un televizor au fost furate dintr-un magazin mix din suburbia Lunca. Descoperirea a fost făcută duminică trecută de către administratorul societății, o femeie în vârstă de 44 de ani, care a alertat imediat autoritățile. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că persoane necunoscute au pătruns în incintă, de unde au sustras un televizor și băuturi alcoolice, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 3.500 de lei. Duminică dimineață, o femeie din Pașcan a sesizat poliția că în cursul nopții persoane necunoscute au pătruns în barul pe care îl administrează prin forțarea unei uștiri termopan, iar din interior au sustras un televizor și sticle cu băuturi alcoolice. La fața locului s-au deplasat polițiștii, au efectuat primele cercetări. Prejudiciul este estimat la suma de circa 3.500 de lei. Este întocmit dosar
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Cercetările continuă la nivelul Poliției Municipului Pașcan în vederea identificării autorilor. Anul acesta, pe data de 4 martie, se împlinesc 39 de ani de la devastatorul cutremur din anul 1977, în care și-au pierdut viața mii de români. Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Iași, în parteneriat cu filiala Crucea Roșie Iași, invită cetățenii județului Iași să ia parte la un exercițiu de pregătire, privind modul de comportare pe timpul producerii unui cutremur. Mâine se împlinesc 39 de ani de la cutremurul din 1977, când și-au pierdut viața mii de oameni. Conform normativelor în vigoare, primăria are obligația de a întocmi o listă cu astfel de imobile care sunt supuse riscului în caz de cutremur și să se ocupe de refacerea acestora împreună cu alte autorități ale statului. La Pașcan nu este nicio evidență a acestor blocuri. Conform purtătorului de cuvânt al primăriei, la un moment dat, acum mulți ani, a fost întocmit un studiu, de fapt a fost început un studiu pe această temă, însă el nu a fost finalizat. Întrucât efectele negative ale unui seism pot fi diminuate prin respectarea de către populația unor reguli esențiale, reamintim populației câteva măsuri de protecție înainte, în timpul și după producerea unui cutremur. În data de 4 martie este momentul în care marcăm 39 de ani de la cutremurul din anul 1977, moment în care Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași, în parteneriat cu filiala Crucea Roșie, invită cetățenii să ia parte la un exercițiu de pregătire privind modul de comportare pe timpul producerii unui cutremur. Înainte de cutremur, identificați cel mai sigur loc unde vă puteți adăposti. De exemplu, pe hol, sub o grindă sau sub o piesă mai rezistentă de mobilier, cât mai departe de obiecte care vă pot răni. Discutați cu familia sau cu colegii de la locul de muncă și stabiliți cum veți proceda în cazul unei asemenea situații de urgență. Identificați modalitatea de a întrerupe alimentarea cu gaz și energie electrică. Pe timpul cutremurului, adăvostiți-vă în locul stabilit, respectând cele trei reguli: jos, protejează-te, ține-te. Utilizarea liftului ori a scărilor reprezintă un real pericol și pot conduce la accidentări grave, nedorite, motiv pentru care este interzis acest lucru. După cutremur, acordați prim ajutor celor răniți și întrerupeți alimentarea cu gaz și energie electrică. Asigurați-vă că puteți părăsi locuința în siguranță. Astfel, mâine, la ora 12, toți cetățenii, oriunde s-ar afla, la serviciu, acasă sau la școală, trebuie să se comporte timp de un minut la fel ca pe timpul producerii unui cutremur real. Nu este necesar să întrerupeți alimentarea cu utilități, curent electric, apă sau gaz, sau alte măsuri posibile în caz de cutremur. După o iarnă instabilă, ambiția, talentul, munca, dar și curajul, calitățile care îi caracterizează pe micuții piloți de la Clubul Copiilor din Pașcani, se întâlnesc. Începând cu ora 9, cei 121 de copii înscriși în cercul de kart vin la club pentru regrupare. Odată cu venirea primăverii, cel care se ocupă de vocația micuților, antrenorul Gabriel Ciopraga, le propune reîntoarcerea pe teren, precum și gruparea acestora pe categorii de vârstă. Pe perioada iernii au existat fișe de lucru și mecanică, iar de sâmbătă se întorc în mediul care le place cel mai mult. Ok, deci sâmbătă începem cu ora 9, o să regrupăm cartiștii pe grupii de începători avansați performanță, în așa fel încât să poți selecta până în luna mai, începutul lui iunie, să poți selecta cei 5 membri ai echipajului care echipaj va reprezenta Clubul Copiilor în toate competițiile din vara anului 2016. Cel mai mic Schumacher are 4 ani jumătate, iar cel mai mare 12 ani și în funcție de motoarele pe care Clubul Copiilor le are la dispoziție, se selectează categoriile. În acest an se dorește performanță. Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani a organizat astăzi o activitate de prevenire a traficului de persoane în colaborare cu mai multe instituții de învățământ din împrejurimile municipiului. Este vorba despre un proiect coordonat de către profesoara Oana Stavarache de la Școala Topile, care are drept parteneri școli din Valea Seacă, Heci, Moțca, Ciohorâni, Miroslovești și Mircești. Ființele umane nu au preț, s-a intitulat activitatea la care au participat comisarul șef de poliție Vasile Dron, alături de reprezentanți ai poliției de proximitate Pașcani, respectiv Simona Isticioaia și Gianni Mahu. Sunt încântat de faptul că un grup de elevi de ani de zile, de aproximativ 2 ani și jumătate, de la Miron Costin, am avut și la colegiul Mihail Sadoveanu, au avut o inițiativă de succes la nivelul Inspectoratului Școlar Iași pe linia prevenirii traficului de ființe umane, îndeosebă adolescenților, ca vulnerabilitate, risc, pericol, în ceea ce astăzi ne confruntăm în spațiu virtual și nu numai, în călătorii și relațiile acestora cu alte persoane sau cu persoane care
pot deveni la un moment dat factor de risc în ceea ce înseamnă traficul sau în sfera infracționalității ca parte generală în ceea ce înseamnă un comportament deviant. Vasile Dron a declarat că, din păcate, județul Iași se confruntă cu tot mai multe cazuri de victime ale traficului de persoane, în jur de 44% fiind minori. Conform statisticilor, mediul virtual este cel unde se petrec marea majoritate a incidentelor de acest gen. Acolo, tinerii sunt vulnerabili, mai ales din cauza informațiilor și fotografiilor pe care le publică și asupra cărora ulterior nu mai au control. La nivel de serviciu teritorial, în cadrul DICOT-ului, la Iași, pe linie de prevenție, pe linie de combatere a traficului de persoane, am avut, din punct de vedere al statisticii, Agenția Națională împotriva traficului de persoane are rolul și obligativitatea de a centraliza victimele traficului de persoane. Cauzele penale care sunt în derulare, sunt la nivelul DICOT, Serviciul Teritorial Iași. Dar vreau să vă spun că față de anul anterior, 2015 și 2014, cauzele au fost în creștere, cauzele penale în materie de victime ale traficului de persoane. Și trebuie să vă informez, din nefericire, cam în jur de 43%, 44% sunt victime minore. Pentru această activitate, elevii de clasa a 10-a de la Liceul Teoretic Miron Costin au pregătit și o prezentare PowerPoint în care ilustrează și explică cum văd ei traficul de ființe umane, cauze și urmări. Asta este legată de cea de-a doua activitate, pentru că proiectul de ființele umane nu au preț, proiect coordonat de doamna profesor Dorota Valachie Ioana de la Școala Copile. Parteneri suntem toate școlile din jur, prezente astăzi aici. Pe lângă acest ca invitat la activitatea noastră, avem astăzi pe domnul comisar șef Rom de la Iași și reprezentanții de la Poliția de Proximitate, doamna Listicioaia Simona și domnul Gianni Mahoi. Activitatea de astăzi este coordonată de doamna director adjunct Mihaela Anușca și doamna consilier educativ profesor Irina Oato. De asemenea, un rol important în organizarea sau cel mai important rol în organizarea acestei activități revine Consiliul Elevilor și anume reprezentanților și președintelui Consiliului Elevilor al Inspecționarului. Două cabluri electrice de 20 de kV care face legătura între două posturi de transformatoare au fost schimbate astăzi în urma avariei de duminică în care zona de ala municipiului a rămas fără energie electrică. Angajații EON au verificat cablurile ce ar fi produs până de curent și s-a descoperit defecțiunea la acest cablu de pe strada Eugen Stamate. Astăzi a fost schimbat cablul, iar zona unde a avut loc săpătura a fost încercuită cu marcaje. O parte din cetățenii din municipiu sunt nemulțumiți de valoarea impozitelor locale pentru locuințele pe care le dețin în cartiere sau suburbii. Aceștia consideră că, deși plătesc sume identice cu cetățenii din alte zone, municipalitatea nu le oferă aceleași servicii. Spre exemplu, una din nemulțumirile lor este legată de situația rețelelor de canalizare, care se resimte în valoarea impozitelor, însă, în realitate, lipsește cu desăvârșire. Este cazul unui bărbat care locuiește pe strada Mușatin din cartierul Pășcănean Aerodrom. Acesta s-a prezentat astăzi la audiență pentru a-i spune primarului că plătește prea mult față de cât primește pentru acei bani. Noi stăm într-o pat, într-o apă acolo. Nu, când noi ne fim puși drept plat împrejurul căsii, noi bălchim, bălchește apă. Cum să pui zonă de ești să-mi pui 4 euro? Fii viață, spătești timpul. Da, am spus eu, doamnă. Apoi știu consilierii, dar nu mă duc la ei. Consilierii, că nici consiliul ăsta. Nici consiliul ăsta, nu. Eu puteam să mă fiez eu aici. Acesta însă nu este un caz singular. Viorica Ojică de pe strada Avramiancu s-a plâns de aceeași situație. Ea spune că nu a deranjat atât de tare lipsa canalizării, ci plata impozitului. Aceasta a cerut ca edilul local să organizeze o întâlnire în care locuitorii din suburbia Blăgești să aibă ocazia să-și spună doleanțele. Două persoane, domnul Florescu Ștefan și doamna Ojică Viorica, domnul Florescu de pe strada Mușatin, iar doamna Viorica Ojică de pe strada Avramiancu, au ridicat probleme cu plata impozitului pe stradă, pe teren, acolo unde locuiesc. Ei sunt nemulțumiți de zonarea în care au fost prinși
Ei spun că zona B este mult prea mare pentru condițiile pe care le au acolo în zonă și că doresc să fie trecute într-o altă clasă de impozitare mai mică, da? Să treacă în zona C sau chiar D. Există un proiect de hotărâre în ceea ce privește zonarea în municipiul Pașcani, proiect ce va fi reanalizat de către primar alături de cei din compartimentele de specialitate din subordinea primarului și probabil se vor face modificări importante pe această zonare pentru că ea nu a mai fost modificată de ceva vreme între timp, s-au mai modernizat străzi sau nu au mai fost făcute modernizări și urmează, în alte zone a fost trasă apă, în alte zone s-a făcut canalizare și așa mai departe și această zonare trebuie modificată tot în perioada următoare. În replică, edilul local a spus că are în plan o revizuire a zonării pe zona municipiului Pașcani pentru că astfel de probleme să nu mai existe. În același timp, acesta a declarat că face ce poate și că oamenii trebuie să aștepte până se vor rezolva și situația rețelor de canalizare. Reamintim că o parte din străzile din cartierul Aerodrom nu mai sunt nici măcar asfaltate, în timp ce în suburbia Blăgești oamenii nici măcar nu au apă potabilă. Puteți comenta și dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newspașcani.com, cât și pe facebook.newspașcani.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișate pe ecran. Știrile Actualitatea TV se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă! Bye.